Dă-n nevoie de biserică, nu există. Ai absolută nevoie și de o viață duhovnicească, liturgică, aspectul liturgic, cu toată care le știe, să mergem și la biserică, să ne împărtășim, iată de darul sacramental bisericii. Și mai nevoie și de o viață după Sfinții Părinți, că e necesar să ne cunoaștem învățătura bisericii, dogmele. E posibil să fii un om curat, sufletește, sau e posibil să fii un bun mântuitor, dar să greșești și faci acele căsătorii mixte, că putea să faci o eroare de înțelegere, sunt șapte sinode ecumenice, sunt niște dogme în biserică, că adevărul de credință e o teologie. Poți să fii foarte bun teolog, cum a să văd așa, bun profesor la catedră, dar cu ce o femeie sau băutura, nici el, că îl cunosc, că unii, este o viață morală, o viață liturgică și este și o viață patristică. Absolut toate acestea sunt necesare într-o mare să se promit de confuzii, că sunt poți fi un bun preot de turbisitor și să spună spre cunoașterea dogmatică. Sau poți fi un bun vorbitor și bun preot și să ne viață curată, sau poți să ne viață curată și nu ce se legătura cu biserica. Toate sunt necesare. Ați înțeles lucrul acesta. Să trebuie și viață duhovnicească, să trebuie și o cunoaștere. De aceea spun, pentru că citește puțin, cunoaștem puțin, e vlavia, e bun, cu suflet curat, e adevărat. Dar să știți că poți fi foarte ușor înserați în anumite privințe. Sau le merge și căsnicia strâns. Sau fata mea merge bine, părinte, până liceu și până nu știu. A picat, a făcut rău de tot și știți cum am crescut-o, numai în biserică. Sunt multe aspecte care țin de așa. De aceea zic, să avem în vedere și noi. Că nu este ușor. Fiți, l-am văzut vorbit de bucuria nașterii, am văzut să văd ce înseamnă Dumnezeu Comun, dar iată ce înseamnă totuși niște daruri mari, să distingem că avem nevoie niște oameni pregătiți și sfințește și duhovnicește și mai ales, iată, uniți într-o biserică de care sunt mai conștienți de unicitatea, demnitatea și așa valoarea acestui așezământ divin uman, că ca nici porțile ea nu pot birei. Înseamnă biserica în sensul acesta.